Am văzut aseară la televizor că vorbea un călugăr de aici. Și m-a impresionat așa și a vrut să-mi închipuiesc și eu, adică pașii Sfântului Apostol Andrei. E mare lucru, adică să ai posibilitatea să pășești pe locurile unde a pășit Sfântul Apostol Andrei acum 2000 de ani. Cel mai important lucru este Sfânta Liturghie. Păi hai așa să ne plimbăm. Hai să nu punem bogăția zid între noi și Dumnezeu. Hai să facem o poartă largă deschisă între noi și Dumnezeu prin bogăție. Și asta vreau eu să fac. Sunt bucuros că a venit și titorul nostru, domnul George Becale, care a făcut atâtea biserici și a ajutat mulțime de oameni. Este un ucenic al Sfântului Andrei, aș spune, prin faptele pe care le săvârșește, și îi mulțumesc că a venit să împărtășească cu noi această sfințenie a zilei de astăzi.